Bine, bai, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți. You're feeling isolated and alone and lonely. Astăzi, capra noastră preferată a plecat din Ferentar și s-a dus în Giuleș Crângaș. Giuleș Crângaș, hai gagică respectabilă, ne lași, ce Dumnezeu s-a întâmplat? Giuleș Crângaș, goana după caș, băieți, apăsați like chiar în acest moment și nu uitați să cumpărați mărciu I Hate Pink. E relativ șmecher și nu e chiar obligatoriu să-l cumpărați, dar aș aprecia pentru că este goana după caș. Mamă, cât a porumbu, e mai mare decât portofelul meu care e plin de bani și e like mare. Ce se întâmplă aici? Mamă! Păi ești nebun, ce mare e. Anyway, fiți atenți, oameni buni, că am auzit ceva foarte șmecher. Unde e? Unde e? Unde e? Unde e? Ia uite-l! Premiul legendar capra, care este una din foarte multe. Mamă, sunt 31 doar aici la fermă. Ok. Pot să fur ăsta? Oh my god! Vreau să-l fur și să-l iau și să merg cu el undeva unde nicio capră n-a mai mers cu un porumb gigantic. Wow! Yo, 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 yo! Stop, oprește-te, tanti! A nebunit, a nebunit, ajutor! Mă, ce face băbăciunea aia? Oh, 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 oh. Aha, te crezi tare, a? Te crezi tare! Ha, oh, oh, shit, m-a nimerit. Oh, acum m-a nimerit încă o dată. Oh, uite, uite o capră, uite o capră. Capra legendară de... Nu mai trage, fă babă neghioabă, că mori mâine și tu ai chef să tragi cu bile. Cum intrăm la... la capra asta de aici, mă? Păi nu e nicio... Ce, Dumnezeu, nu e nicio intra... Ce s-a întâmplat? Fă, nu mai trage. Acum, acum, omor acum. Fiți atenți, fiți atenți. Nu mai trage. Vrei să o dăm, babă? Nu pot să cred. Am ratat-o. Acum, 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 acum. What? Stop, oprește-te. Unde Dumnezeu m-a aruncat? Ok, asta e actually bătaie de joc. Unde-i... unde-i capra mea? Bro, nu mai văd capra. Stai, ce se întâmplă aici? Stai, ce se întâmplă? Oh, uite o capră de aur! Mă, ce... Bro, sunt sub... Oh, ok, gata, eram sub pământ. Hello? Ce s-a întâmplat? Well, I mean, probabil... Mercedes Fabio, cum să te cheme Mercedes Fabio? Ok, cred că s-a înnecat și a murit. Hai să plecăm de aici și trebuie să... Oh-oh, iată, mergem cu barca. Păcat că gen duc eu barca în limbă în loc să... Oulu! Hello! Du-te și tu după Mercedes Fabio, cum să te cheme Mercedes? Bun, ce scrie Cilișa? Chatanga Yoga? Mă rog, e... Kanata. Ok. Mă, ce se întâmplă? Meditez. Ok, meditez. Oh, nu, nu e bine. Oh, trebuie să nu mă mișc și să meditez, am înțeles. Sunt tot ceea ce sunt și sunt peste tot. Îmi plac gagicile. Oh, 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 meditația mea funcționează. Sunt un geniu al meditării. Ok. Gagici foarte, foarte frumoase la mine în DM pe Insta. Wow, asta durează actually destul de mult. Dar acum sunt investit în meditare și trebuie să meditez fără să mă mișc. Oh, ok, mamă, ce meditație care am făcut-o este, da, și vorbeam cu niște gagici pe Insta și nu eram atent, dar da. Ok. Și acum ce fac? Dacă mă mișc și pierd... Dacă mă mișc și pierd!
Trebuie să stau în continuare nemișcat și să meditez. Sunt sigur că mai există un stagiu. Ce se întâmplă? Oh my god, știam eu că mai este un stagiu. Let's go! Wow, am o floare de lotus. Mori. What? Use F to transcend and get an enemy. Yo, ce? Bă, ce Dumnezeu se întâmplă acum? Oh, lo. Mă calcă mașina, ajutor. Oh, uite-ți crește floarea și când linci chestii. Oh. Se întâmplă ceva. Nu știu exact ce. Wait, what? This has... Oh, când lingi astea, vezi mesaje de la developeri marci, mă, dă, aici așa. O să iau și o mașină asta și gata. Foarte interesant. Deci pentru asta am pierdut 5 minute din viață de... Mă, ce s-a întâmplat, mă, aici? Devenind treziți la realitate cu realitatea care ne înconjoară, da. Da, da, domnule. Ce e aici așa? Drumul către Ferentari? Nu vreau să merg. Nu vreau să merg în Ferentari, vreau să rămân în Giulești Crângaș. Hai, domniță frumoasă care nu este deloc numită într-un apelativ rău, ne lași. Zbura ceva pe aici, am văzut, dar nu știu unde e. Oh, uite-l, uite! What? Ok. De ce era unul care zbura cu un... Grind? Oh my god, fix grind! Ăsta fac eu pe YouTube, oameni buni! Și fac, like, mulți bani. Vreo 7000 de euro pe lună. Hai, mă, mergi! Mergi, tu capră nenorocită! Ok. Mă, ideea e că l-am văzut pe ăla cu planorul ăla stupid și efectiv am vrut și eu planor, dar nu știu exact de unde... Ce-i asta? Ok. 1 million triangles in this object. No way că sunt... 1 milion de triunghiuri în vesta aia de salvare. Bine, o să luăm BMW-ul ăsta galben și o să facem ce fac ăștia cu BMW-ul de obicei. Accidente, pentru că sunt niște terminați și nu știu să conducă și merg ca ultimele animale pe străzi. Și știu că am avut și eu BMW, dar eu mă comportam ca un om normal. Acum sunt blocat. Gamer. E încă... E încă blocată. Ok, dacă era și a treia oară blocată, deja era bătaie de joc. Hai să băgăm turbo, nitro, speed și să ștergem pe jos cu... Okay. Bun, haideți să mergem... Uulă. Haideți să mergem undeva unde nu am fost nicio... Ce-i mă asta? Yo! Ah, nimă, ce e aia? E o pălărie mai mică, sub pălăria mare. Nu pot să iau de acolo? Ce e țeaca asta? Am crezut că e cea mai șmecheră chestie pe care am găsit-o și pot să o port în cap, dar e țeapă. Well, nu știu de ce am făcut asta, dar a fost destul de amuzant. Wow, BMW-urile astea, ce mașini în care te poți baza, ce să-ți povesti. Mă, nu te mai învârti, mă, și mergi. Oh, o rampă? Oh, este rampa legendară despre care mi-a povestit bunicul meu. Fiți atenți. O să mergem și luăm BMW-ul ăsta alba. Mă, ce e, mă, ceața asta aici? Mă, ce se întâmplă? E de groază jucul ăsta acum. Oh, frână mașină, frână. Bun, și fii atent, îi dăm cu speed și apoi realizăm că nu suntem pe direcția cea bună. Bun, bun, bun. Acum cu spatele. Nu, spate, spate, spate. Bun, și fiți atenți, este perfect. Îi dăm maxim de viteză. Facem așa. Gamerul, care este foarte bun la jocurile video, ăla sunt eu. Nice. Bă, am mai descoperit o rampă, aparent că sunt mai multe rampe. Ok, scuze. Oh, scuze. Sunt mai multe rampe în tot jocul, iar noi am descoperit două dintre ele sau ceva de genul ăsta. Oh, minunat.
Ideea e că partea asta a orașului e urâtă tare, e like plină de betoane și că nu m-o pica în apă cu BMW-ul albastru. Un alt BMW albastru. Ce e, mă, aia? Opa. E așa că am văzut o șmecherie. Ce e schema asta din Giuleș Crângaș? Sunt pe moarte. Și vrei să-mi zici că... No! Asta a fost atât de aproape. Vreau să trec prin cercul ăla. Sunt destul de sigur că o să primesc $1,000,000 în viața reală. Și încă o dată... Și acum fiți atenți. Oh! Ce-a fost asta? A fost schem! Perfect. Și acum... Și acum pentru Giuleș Crângaș, hai! Oh! N-am primit absolut nimic. Uite-l pe ăla! Eu vreau și o să... Oh, un tun? Are logică, te duci de acolo și te dai cu planorul. Dar de ce am trecut prin cercul ăla de foc și nu am primit absolut nimic? Ia să vedem, cum funcționează tunul ăsta? Bă, ăla cine Dumnezeu e? Ok. Ăla cine Dumnezeu e și de ce e o barcă aici? Și de ce... Pot să mă urc în barcă și să merg cu ea? De ce nu... Nu pot să... Oh, wait, am o idee! Voi urca până sus de tot, sărind pe barcă. Ah, ce geniu al gamingului. Nu trebuie decât să sar de încă 10 ori. Da. Pam, sunt suficient de sus. Ce am zis, mă, sus cumva? Ok, sunt destul de sus în momentul ăsta. Pot să jur că nu eram în electric când am făcut testul care nu era în electric. Să fie suficient? Mamă, ar cam fi suficient să ajungem pe balustrada aia. Hai să vedem acum. Ne ducem fix acolo și... Urăsc jocul ăsta idiot și prost. Ok, ok, sunt relativ sus și acum am sărit. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Mai vreau o săritură, mai vreau o săritură. Oh! Come on! Nu, nu ajunge, nu! E fut... Sunt foarte supărat acum. Dăm cu acea capra aia. Și acum mai trebuie încă 35. Vrei să-mi zici că efectiv îmi lua 30 de secunde să urc până pe deal? Pe drum obișnuit, iar eu încercam să sar pe... Oh my god. Mori. Doar pentru că sunt supărat. Și tu. E prostul. Ce se întâmplă aici? Nimă, putem să ne uităm pe asta. Și gen nu se întâmplă mare lucru. Ok. Unde e planorul? Vreau să găsesc planorul. Bă, pleacă de aici și nu mai tot da găuri. Iau-te pe ăștia. Proștii, proștii. Wow, wow, actually. Ok, a murit. Unde sunt planorurile, mă? De unde pleacă ăștia cu planorul? O cascadorie. Mă, de undeva unii pleacă cu planorul și se duc în jos și vreau și eu. Shit, wow! Wow, ok. Asta e destul de interesant, dar nu e un planor, vreau planorul. Ok, mai încetează că mă urc în copaci. Stai. Mă, mi s-a părut mie sau am auzit o capră de aia de aur pe undeva? E în copac? Unde e în copac? Măi, e posibil să fie în copac. Stați așa să vă arăt schema din Giuleș Crângaș. Hai, capronelaș. Ăsta e un mod foarte urât de a te adresa unei domnițe, aș putea să spun. Mă, da, stai, mă, în picioare, capră neghioab. Wow, ăsta e alt mod oribil de a te adresa unei... Mă, tu ce cauți acolo? Nu... Oh, uite, 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 e fix acolo, dar nu pot să ajung acolo așa. Nu mergem, trebuie... Ăsta e alt loc din care aș putea să sar, nu? Ia stai așa, că am o altă idee. Dacă sar de aici... Ok, bun, și câta oară trebuie să sar? Mă arunc aiurea! E efectiv bug. Oh, poate trebuie să faci tot parcurul ăsta... Frână! Capră, idiot. Deci fiți atenți, o luăm în direcția inversă și apoi, cred că, ridică-te de jos. Așa.
Și apoi, fiți atenți, o să facem ceva ce nimeni n-a mai făcut vreodată. Fiți atenți, da? Știu exact cum ajungem la capra de aur. Bun, și acum... Yes, gaming. Uite, capra de aur e... Asta nu a ieșit așa cum am sperat. Unde-i mă capra de... Uite altă capra de aur. Nu mai vreau pe aia, aia pute oricum. Sunt destul de sigur că... Puțea incredibil de rău capra aia de aur. Mă, și unde pisicii mei din Giulești Crângași sunt pla... Oh, sunt de acolo de sus planoarele. Probabil. Are destul de multă logică. De ce nu s-ar da de mai sus cu planorul? Ce e asta? Am absorbit... Absorbit, da. N-am absorbit, nu n-am fost la facultate, sunt cam prost. Dar am absorbit... Am subt ceva. Ce Dumnezeu e aici? Lovă? Ce aia? Ce e asta? Wow! Ok, nu știu ce face chestia aia, dar eu mă duc pe aici pe unde văd lavă și groapă gigantică. Mamă, ce? Ce se întâmplă? Cine sunt ăștia? Mori. Ok. Sunt destul de confuz dacă mă arunc și eu în lavă. Oh! Giulești Crângaș, goana după caș. Fiți atenți că o să ajungem acolo și sus. Aha, și acum ce? No freaking way cam. No freaking way cam ieșit prin textură. No, am făcut șocul. Hai, ridică-te, capră. Bro, what you... Oh no, am buguit jocul. Nu pot să cred așa ceva. Sunt un geniu al jocurilor buguite. Ok, well, cred că trebuie să dau help. Wait, no. Respawn, exact. Ok, respawn, că blocul ăla... New event, Bigfoot sighted. Bigfoot? Stai-mă așa, Big ce? Exact. Ce Dumnezeu? Așa. Deci trebuie să-l găsim pe Bigfoot, oameni buni. Sunt destul de sigur că este pe undeva pe aici un Bigfoot. Mă, dar ce se tot aude? Mă, cred că e ochiul din spatele meu. Nu e Bigfoot. Ia uite-l pe ăsta cum doarme. De ce are undița de pescuit cu el? Bro, nu e de pescuit aici. Ok. Yes! Prosto. Așa. Use it to... No way! Mori. Sincronizarea! Este fix aici, fiți atenți. O să sincronizăm pentru că este bine să fii sincronizat cu alte lucruri. Și iese asta din pământ, ca un belenger care iese din... ok, e o casă destul de interesantă și mori de vânt. Și... asta e din GTA, cumva. Ok. Păi și ce facem acum? Să intrăm în turnul ăsta, gen, sau... Nu e nevoie, cred că nu vreau să intru. Primim reward, hopa. Ok, unde este reward-ul meu? Este vreun reward pe aici? Și acum ce primim? E bine ce s-a întâmplat, mă gândesc. Mamă, marș că trebuie să facem toate alea pentru a debloca. Yo!
Mamă, cum e... ce asta? I. Private Club. E. E. Ce Dumnezeu e E-ul ăla? Ok, hai să, să mergem aici sus, că s-a întâmplat ceva. Sus, 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 sus. E... frumos aici, e un scaun de plastic și ziduri pe care te poți urca și apoi cazi jos ca o piatră. Ce ieșire asta, da? Hai, ridică-te. E o manetă aici. Sau ce e asta? Aia nu e o manetă. Ok. Bine, haide să mergem în direcția asta, pentru că văd că s-a întâmplat... trebuie să mai deblocăm ca să deblocăm tot castelul. Am înțeles, oameni buni. Păi dacă vreți să ne mai jucăm jocul ăsta, nu uitați să apăsați like. Iar eu în momentul ăsta voi zbura pe deasupra orașului, pentru că sunt un gay. A fost lag, sunt un gamer. A fost lag când am zis gamer, de asta a sunat. Anyway, o să ne urcăm sus pe turn și o să ne dăm... O să ne aruncăm de pe turn. Da, asta voiam să zic. Fix de aici. Bun, în ce direcție? În direcția aia cu balonul ăla? Mă, ce e pe muntele ăla? Ăla e un meteorit? Ok, mă duc în mama, că mă duc foarte mega încet și n-o să ajung la balon. Bun, hai să mergem acolo, că pare să fie un... Wow! Wow! Yo! Uite-te la cascadurile astea, sunt un gamer. Bun, e o fază acolo cu Bigfoot, asta e clar, dar gen eu mă... mă mișc foarte mega încet. Anyway, o să ne urcăm. Mă, ce fac mă ăștia aici? Oh, asta pare periculos. Dă-mi cu ace capra legendară de aur. Ok. Nu e ok, sunt în regulă. Sunt în regulă, sunt foarte în viață. Oh, ce interesant. Când ești aici, culorile sunt urâte și îți vine să borăști. O rampă. Dar eu am o altă misiune, oameni buni. Se numește ajunsul în vârf de deal, unde este meteoritul trimis de extraterestri să omoare dinozaurii, pentru că trăgeau prea multe trăgeau pârțuri și nimeni nu era fericit. Ce e asta? Nu e meteorit, e gheață, mă. Mamă, ce buguită e, ești nebun? Ce fel de gheață au făcut, mă, developerii ăștia? Măi, asta e că se aude ceva interesant la interior. Mă, cum spargem gheața aia? Stai așa o secundică. Stai că am văzut aici ceva. Este o altă capră. Capra din Giuleș Crângaș. Oh, dacă stricăm astea, poate se topește gheața, că n-o să mai fie alea care probabil că gen țin răcoare sau... I mean, e o idee destul de stupidă, dar sunt destul de sigur că se întâmplă ceva de genul ăsta, nu știu. Wow, ok, aia era o bucată de aur pe care tocmai am aruncat-o. De ce am aruncat? Fii atent. Păi poți să dai emote-uri ca pe Fortnite? Cât ne costă, frate? Vreau să cumpăr așa ceva. Aripi de foc, oameni buni. Nimă că putem să ne îmbrăcăm capra în diferite feluri și gen e destul de acoperită de facecam-ul meu, dar n-are... Mamă, cât augerul, nu vreau așa ceva. Bun, vreau asta. Și vreau apoi... Ce mai vreau? Vreau să am în picioare papuci de la Gucci. Vreau papuci de la Gucci care sunt ăștia. Ăștia sunt papucii de la Gucci. Da. Bun, și blana, pot să fiu alb. Nice, ok, bun, acum m-am făcut alb și gen, pot să fiu porc? Pot să fiu un rechin? Nu vreau să fiu un rechin, nu vreau să fiu nici porc. Sunt porc în viața, nu mai contează. Pălărie, vreau o pălărie frumoasă. Uite Halo-ul ăsta, bă.
Uite ce mișto e capra mea. Ce-a zis? Press space in nu știu ce to fly. Oh, nu-mi zic că fiecare din itemele astea are cât un skill interesant. Bă, dar mă enervează sunetul ăsta de la aripi, sincer. Cred că o să le scoatem. Nu, le scoatem, că sunt foarte enervante. Ce? Mamă, ce mișto sunt coarnele astea. Se cumpără, că sunt mega frumoase. Bun, deci fiți atenți, eu am niște quest-uri, minigame-uri, collectible, nu știu ce, Goat Castle, map. Bun, dar eu de unde, Dumnezeule mare, fac rost de o putere care efectiv să mă lase să topesc gheața asta, că sunt 1000% sigur că e ceva foarte interesant aici. Și tot pic ca ultimul terminat în loc să... Oh, hello. În loc să cad printre alea, dar cred că nu e posibil să cazi printre astea, sincer. Deci fii atent, da? Nu e posibil. Ok. Well, o să plecăm de aici și o să ne întoarcem la un moment dat când nu o să mai fiu blocat în zid. Fiți atenți, un backflip, două backflip-uri și am murit. Oh, wait, am făcut misiunea... Ok, stop, oprește-te și pleacă de aici. Hai să... Ce-i mă asta? Hai să o ștergem de aici pentru că efectiv culorile arată atât de oribil încât îmi vine să borăsc. Adică efectiv îmi e greață rău de tot când stau aici, like, ugh. Bun. Și acum o să trecem pe lângă, uite așa, și dăm aici mare grind pentru că sunt un gamer. Wow, ok. What? Wait, stai, poți să faci bunny hop? Wait. Wait. Oh, da. Ok, nu merge de foarte mega multe ori. Stai că aud ceva? Unde e? Gamerul! Deci nu poți să faci asta de foarte mega multe ori. Asta e un pic cam aiurea. Bă! Yo! Mi s-a părut mie sau... Putem să obținem capra legendară de acolo? Ia, fiți atenți! Am căzut! Măta! Ce e asta? BMW-ul legendar de aur pe care îl deblochezi după ce nu semnalizezi de un infinit de ori? Oh, stai, n-am mai trecut prin... O să jur că am mai sărit pe asta. Oh, nu mai sărisem pe asta, let's go! Ce spuneam? Da, măsa vine de la fermă, nu eu. Eu sunt de la... Ok, am stricat BMW-ul. Putem să-l salvăm, fiți atenți. Tot ce trebuie să facem este să îl agresăm fizic și verbal. Mori, mă, nenoroci. Era sub apă. Cum a ars sub apă, mă? Cum? Mă, stai așa, eu am un... am, cum îi zice? O busolă. Și e un semn al întrebării pe undeva. Ia, hai să mergem la semnul al întrebării de pe busolă. Sunt destul de sigur că o să găsim cea mai șmecheră chestie din Giuleș Crângaș acolo. Uite, unde e semnul întrebării acum? Acum e un semn al exclamării. Ce Dumnezeu se întâmplă? Oh, și e mai aproape acum. Oh, cred că ăsta e ceva quest. Ia stai așa. Cred că ăsta e un quest sau ceva. Mori. Așa. Unde e quest-ul? Build a new and better... Ok. Well, aparent ci că trebuie să umplem câteva găleți de astea cu nisip. Și cum facem asta? Ok, mă scuzi. A zis că gen sunt prost sau ceva în spaniolă, din câte... Oh my god! Am ieșuat a doua oară în 9 noiembrie. Unde mi este... Unde mi este găleata? Uite o găleată. Ok, cum încetează, nu mai fă poze. Am pierdut iară găleata. Deci sunt găleți peste tot aici. Ideea e că noi trebuie să facem o schemă. Trebuie să aducem cumva nisip. Ok,
Ok. Deci noi trebuie să găsim chestii în nisip, să le distrugem și să luăm nisipul din ele. A, uite încă una. Și să construim un castel mai bun. Ce gamer, ce e mă melodia aia? Mamă, s-a auzit de parcă i-a rupt spatele, ești nebun? Yes, durere și suferință. Am luat ultima găleată, haideți să... Am crezut că vine să mă bată. Haideți să mergem să... Mă, what the frog? Hai să mergem să punem ultima găleată de nisip și să terminăm cel mai șmecher quest de pe planeta Pământ. Mă, ce morcii mei s-a întâmplat. Oi, mergi. Oh, am făcut ceva. What? Ăsta-i DAS 2? No freaking way. Sandina, defend A. Oh my god, trebuie să apărăm AU. Mori. Oh, what the freak. Mr. Sandman, give me a dream, pam 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 pam, make him the cutest that I ever seen. Stop, 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 nu mai veniți la locul de plantat bomba, că ne jucăm aici simulatorul de capre și suntem pe Dust 2 sau ceva. Mori. Let's go! Counter Sand wins. Ce s-a auzit? Ah, am deblocat un nou... Bă, pe bune că ți le echipează, like instant, bro, nu vreau asta, ok, încetează, uite, pe cap, nu vreau, vreau Halo-ul. Bun, și eu cum ies acum afară de aici? Mă duc în gaura asta? Mamă, sunt atât de multe lucruri pe care le poți face în jocul ăsta, este ireal și aș vrea să mulțumesc familiei mele că a dezvoltat acest joc de una singură. Unim-i mașina. A, uite-mi mașina. E perfect mașina mea, pe care o aveam înainte. Pentru că după N este un... Firar să fie de curent, neghiob. Este un semnal întrebării undeva. După N ăla, probabil. E destul de departe și se suprapun și nu prea... Oh god, nu cred că merg în direcția bună. Mă, sunt sigur că e ceva interesant fix undeva în nord. M-am înnebunit eu? Ah, ia uite mă că n-am deblocat toată mapa. Cumva zona asta e încă nedeblocată pentru mine. Nu știu exact de ce. Ce fac cu mașina asta? Pai... Gamer! Wow! Ok, sunt mort. Da, pot să-ți bagi joc și să mă arunci în larg. Hobo de grei, ce? Ajută-l să construiesc o casă. Adu gunoaie. Oh, misiunea. Ia stai așa, un gunoi. Ok, o să... Merge... O să mergem aici cu tot cu gunoi. Da. Ok, mai adu încă o daia de gunoi. Sigur, fără nicio problemă. Sunt foarte bun la aduce gunoaie în locuri geografice. Așa. Ok, și acum adu o cutie. O cutie. Cutiile sunt, desigur... Sunt fix aici, da. Le știam, le-am văzut de la depărtare. De la depărtare. Că erau cutii și erau la locația aia geografică. Bun, ia de aici, domnule. Și acum... Este Cyan sau ceva? Mi-a dat niște aripi. Ce e asta? Un portal? Pixie Wings New Gear Unlocked. Ok. Și... Animă! Că țin space și planez puțin. Și gen mă urc undeva. What? The fricked? Oh, da. Ok. Și acum am bătut jocul un pic. Jocul ăsta de mie. Ce s-a întâmplat? Ce a fost asta? Ok. Nu se poate așa ce... Își bate joc de mine jocul ăsta, oameni buni. Chiar și-a bătut joc.
Gen, poți să planezi pentru 3 milisecunde și asta nu mi se pare corect. Și acum de ce m-a aruncat atât de tare? Vreau să știu și eu. Că eu vreau doar să stau aici. Ok, bun. Și acum, fii atent. Ok, nice. Gamerul din Giuleș Crângaș. Perfect. Păi era... Ei bine, acum trebuie să mă întorc după capră. Ce să fac? Bun, perfect. Deci dacă fac tot parcursul ăsta, oameni buni, trebuie să lăsați like. Am fost schemuit. Oh, pe cealaltă mână. Oh, nu știu ce se întâmplă, de-abia văd. Oh. Ok. Da, sunt cea mai drăguță capră pe care ai văzut-o în viața ta. Da, am deblocat ceva făr care e... e și mai alb. Ah, ce-mi place. Bun, o să ne scoatem aripile alea pentru că sunt foarte enervante. Dar uneori în viață trebuie să-ți dai seama de un lucru. Toate lucrurile bune au un sfârșit. Cum ar fi viața lui ăsta?